Și de ce 32? Sunt 11, mă rog, ele de fapt ar trebui să fie în mod, cum să vă spun, necesar 29 categorii, pentru că 29 funcționează cu 1, 2 și 3 judecători. Sunt 12 instanțe care funcționează cu 1 și 2 judecători și 18 cu 3 judecători. Vă imaginați că la aceste instanțe mici, v-am spus de 1200, 800 poate, uneori 800 de dosare, trebuie în condițiile noului cod de procedură penală să ai cel puțin 3 sau 4 judecători. Pentru că apar fenomene de incompatibilitate. Și atunci, să mai suplimentezi posturi de judecători în condițiile acestea mi se pare nefiresc. Și cred că ar trebui să fie o preocupare pentru fiecare, inclusiv pentru politicieni care anul acesta, anul viitor și tot timpul se gândesc numai la electorat. Dacă nu ne gândim la eficiență și la banii pe care îi cheltuim de fiecare dintre aceste instanțe, atunci cred că ne păcălim. Tot cu privire la bani, pentru că vorbeam de eficiență, vă spuneam și de acele propuneri legislative care să degradeze instanțele. Imaginați-vă cât costă 500.000 de dosare. Numai la coperți, citații, comunicări, sunt sume imense. Nici nu vă puteți imagina. Sunt sume imense. Sumele astea cred că putem, sau banii aceștia putem să-i folosim mult mai rezonabil în sări de ședință, eventual, iată, în plata, în suplimentarea resurselor umane acolo în Dumnezeu. Desfințând cele 29, noi am propus, am spus 32, de instanțe, vom putea redistribui 112 judecători și în jur de 200 din personalul auxiliar, acoperind astfel nevoile în alte părți. Este foarte adevărat că lucrurile sunt complicate. Uneori spui, bine, distrugi ce ai construit, dar te gândești oare este bine să menții ceva care trebuie în ineficient?